ce n-a făcut drujba? Ce v-a făcut? Ce v-a făcut, domne, să-l tăiați cu drujba? Vă pare rău? De la ce a pornit scandalul? El este Ionuț Boțoteanu, are 35 de ani, iar următorii ani i-ar putea petrece în spatele gratilor pentru că este acuzat de tentativă de omor. Aburit de Bacus, bărbatul a vrut să-i taie gâtul prietenului său de pahar. Totul s-a întâmplat într-un bar din orașul Novaci pe fondul consumului de alcool. Fondul unui conflict izbucnit spontan, urmarea consumului de alcool, a tăiat cu drujba pe persoana vătămată, producându-i acestuia în zona gâtului mai multe leziuni, plăci tăiate, la baza gâtului lateral dreapta, supra și subdorsal dreapta și la umărul drept anterior, precum și la nivelul antebrațului dreapta. După aceste leziuni, victima a fost internată în spital 12 zile. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor. Agresorul a fost trimis deja în judecată. În acest moment se află în arest preventiv. A primit mandat de arestare pentru 30 de zile.